Bianca Purcărea a asistat din primele locuri la concertul lui Robbie Williams alături de prietenul ei, dar fără să își propună acest lucru. Cei doi au primit două bilete cadou din cauza neatenției șoferului vedetei britanice. Întâmplarea a făcut ca în după-amiaza zilei de vineri, 17 iulie, Bianca împreună cu prietenul ei să se afle în trafic în zona Pieței Victoriei și să treacă exact pe lângă coloana de mașini ce îl deplasa pe Robbie la platourile unde aveau loc repetițiile pentru concert. Din cauza neatenției, dar și mașinii foarte mari pe care o manevra cu greu în traficul bucureștean, la un moment dat, șoferul vedete a acroșat arip autovehiculului condus de prietenul buzoencei. Când a realizat ce a făcut, șoferul și garda de corp au lăsat geamul și au cerut numărul de telefon să discute personal metoda de rezolvare a situației. Din punctul de vedere al unui artist, Bianca a spus că show-ul vedetei britanice Robbie Williams a fost unul foarte bine pus la punct, cu o coreografie impecabilă și o sonorizare de zile mari. Organizat bine, probabil nu s-a așteptat să fie atât de... Organizat bine, nu s-a așteptat să fie atât de multă lume, totuși, care mai ales în ceară și apă. Da, adică, dar total a fost organizat foarte bine, concertul a fost unul foarte reușit, spectaculos. Și îmi doream să-l văd, nu mă chinuisem foarte tare să-l recunosc înainte, numai că așa ocazie n-am putut să ratez. La concertul de sâmbătă al artistului britanic Robbie Williams din Piața Constituției au asistat aproximativ 60.000 de spectatori.